Insolația reprezintă o afecțiune determinată de creșterea temperaturii organismului din cauza unei expuneri prelungite la soare. Temperatura corpului devine egală cu 40 de grade Celsius sau chiar mai mult. Insolația este cel mai des întâlnită pe perioada verii și este catalogată drept cea mai gravă afecțiune care implică alterarea temperaturii corpului. Insolația este o urgență medicală și poate fi fatală dacă nu este tratată prompt și adecvat. Insolația netratată poate afecta multiple organe precum creierul, plămânii, ficatul, mușchii, sistemul digestiv și chiar rinichii. Există două tipuri de insolație, clasică și de efort. Insolația de efort apare atunci când corpul nu se mai poate adapta temperaturii crescute din cauza unui efort fizic intens. Insolația clasică apare atunci când organismul nu se poate adapta corespunzător creșterii temperaturii într-un mediu canicular. Cauzele insolației sunt expunerea la un mediu canicular, deshidratarea, consumul de alcool. Factorii de risc sunt vârsta, la copiii sub 4 ani și la adulții peste 65 de ani, medicamentele care afectează starea de hidratare a corpului, precum diureticele, antidepresivele, cocaina și beta-blocantele, obezitatea, afecțiuni cardiace și respiratorii. De asemenea, antecedentele de insolație sunt cele responsabile. Simptomele insolației includ temperatura corpului mai mare sau egală cu 40 de grade Celsius, piele uscată și fierbinte, agitație, stare de confuzie, respirație accelerată, dureri de cap, puls crescut, roșiață a pielii și transpirație excesivă. Diagnosticul poate fi stabilit în baza simptomelor constatate, însă medicii pot realiza teste de laborator pentru a confirma afecțiunea și pentru a căuta posibile complicații. Tratamentul insolației se axează pe scăderea temperaturii organismului până la cea normală pentru a evita apariția complicațiilor. Astfel, poți face un duș cu apă rece, poți sta învelit cu o pătură răcoritoare sau îți poți aplica gheață pe piele. Trebuie să bei apă pentru a te rehidrata sau chiar să stai într-o încăpere cu aer condiționat. Dacă aceste lucruri simple nu aduc rezultate într-un timp scurt, atunci trebuie neapărat să consulți un medic. Sperăm că acest video ți-a fost de ajutor. Apasă butonul de like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a fi la curent cu toate clipurile pe care le postăm. Data viitoare, pa, pa!